Vă salut și eu și, na, cum ai spus și tu mai devreme, nu e vorba că ești la rece sau la cald. Sentimentele sunt aceleași. Adică, pe mine m-au încercat toate sentimentele din lume. Nervos, furios, nu știam cum să reacționez. Dacă eu, în noaptea meciului, nu m-a luat somnul până la 5-6 dimineața, efectiv n-am putut să dorm. Am zis că, bă, nu se poate așa ceva. Știam dinainte, din turul campionatului știam că se va ajunge aici. Bă, dar am zis măcar în ultima clipă la baraj, cu echipă U Cluj. Bine, am tot respectul pentru ei și pentru fani, pentru că sunt înfrățiți cu ai noștri, dar cu echipă U Cluj care, să mă ierte Dumnezeu, dacă ne strângem noi, care am jucat fotbal adevărat, noi nu luam bătaie niciodată acolo 2-0. Adică scoteam cel puțin un egal. Adică la un meci de genul ăsta, bă, să văd așa, să văd agresivitatea aia pozitivă, măcar, nu știu, 10 minute, 15 minute, să te duci peste adversar. Nu, am văzut o echipă resemnată, o echipă în care dădeau mingii pe sus, lumânări, nimic, nimic, nimic din ceea ce înseamnă fotbal, să poți să salvezi o echipă cum este Dinamo. Și de ce crezi că s-a ajuns aici? Da, sunt multe. Trebuie să luăm pixul, să începem păi, să sublimăm, avem, nu? Avem timp, tu să ai. Păi da, începem din perioada domnului Negoiță. De atunci sunt toate problemele. Atunci au început. De când a preluat echipa, cum a văzut el ce înseamnă Dinamo, el a văzut-o în primul rând ca pe un business. În niciun caz nu se pricepe la fotbal. A și spus-o. Dar eu știam de atunci. Mai țineți minte când îi spuneam că nu se pricepe la fotbal și proiectul ăsta trebuie să fie altul? Și ziceau unii, domne, că dai Negoiță. Nu dă un Negoiță, e un om care nu se pricepe la fotbal. Dar arăta că nu se pricepe nici la business, pentru că a lăsat-o cu datorii. Da, bun. După care au venit problemele cu acest Cortasero. Toți știm ce s-a întâmplat acolo, ce semnături s-au dat, ce jucători au fost plătiți cu 10.000 de euro. Și după care antrenori, conducători de echipă, de la, nu știu, manager de echipă, director tehnic, sistemul de scouting, pe urmă cine face transferul, cine aduce transferul, pe urmă avem și problema DDB-ului, care și eu au avut un cuvânt de spus. Adică o ciorbă totală, nu mai știe nimeni ce s-a întâmplat. Și pe urmă revenim la antrenori, antrenorii care s-au perindat de-a lungul timpului, cel puțin în ultimul an la Dinamo, și pe urmă revenim la problema jucătorilor, peste 50. Corect? Peste 50, într-un singur an. 53. Nu ai cum niciodată, ca și echipă, să rezolvi o problemă de joc cu 50 de jucători. Noi, când am jucat, când am format echipa aia, generația mea, țin minte că ne-a trebuit un an și ceva să jucăm împreună, ca să putem să atacăm titlul. Deci eram aceeași echipă. Și era echipa care se știa, plus minus varia în funcție de accidentări, suspendări, dar în mare era nucleu. Adică era nucleu, da, ăla era de bază, format de mister, după care pilonul de bază a fost Ionuț Lupescu și Cătălin Hâldan, după care Florentin Petre, eu, Marius Nicolae și pe urmă toți din echipă. Bine, deja vorbeam și de spirit. Acolo vorbeam de apartenență la identitatea lui Dinamo, la tot ceea ce înseamnă. Acum, pilonii aceștia s-au vrut a fi jucători care au cochetat cu performanța la Dinamo în trecut. Adică au fost în echipe care au obținut performanță. Mă refer la un Torje, mă refer la un Filip. Păi ce performanță? Stai puțin. Păi nu, au fost în echipe care cât de cât nu se băteau pentru evitarea retrogradării. Că n-au luat titlul sau n-au luat cupa. Păi nu, asta nu e o performanță. Păi în contextul actual la Dinamo, performanțe când câștigi trofee, când faci alte lucruri, nu e când joci la o echipă care nu se bate la retrogradare. Întrebarea asta era dacă așteptai și de la ei mai mult. Păi da, avem în felul următor. Jucătorii străini la ora actuală ori să plece, indiferent câți au fost, ori să plece, ori să uite lumea la revedere, nici nu mai interesează că au retrogradat Dinamo. Noi vorbim de 4 jucători de la Dinamo și enumerăm aici. Steliano Filip, Torje, Matei și Răuță. Vorbim de 4 jucători care tot timpul au fost cu probleme la Dinamo. Dar nimeni n-a ieșit în față, indiferent de problemele lor. În turul campionatului, eu dacă eram antrenor, îi dădeam pe toți afară. Pentru că îl luăm pe băiatul ăsta, Steliano Filip. Săracul de el, ba vrea să joace, ba nu pleacă, ba ia 2 cartonașe roșii, pierde meciul, ba face numai figuri. Torje. A venit un băiat admirabil, din punctul meu de vedere, dinamovist. Am văzut că în perioada lui bună, acum 10 ani, a plâns pentru Dinamo, bravo lui. Dar nu mai poate. El nu a mai putut să mai joace. El voia, dar n-avea de unde. Pentru că nu se mai poate. În momentul când nu mai poți, băiatul meu, te duci frumos, îți depui tricou și spui, bă, ridic mâna, nu vreau să mă fac de râs. Luăm un Matei,
Matei a fost la 200.000 de echipe, n-a confirmat nicăieri. Bă, dar nicăieri n-a confirmat. La Dinamo, jucător de bază. Băiatul ăsta răuță, iarăși, n-am nimic cu el. Bă, dar să iei cartonașe roșii în continuu, în continuu, în continuu. O zice un dur, adică și tu. Bă, nici tu asta dar spun. Și eu luam un cartonaș roșu, dar pe urmă mi-a zis, mister, băi, Gianni, vezi că, ții minte, am luat un cartonaș roșu la Galați și am făcut 1-1. Și am reușit și mi-a zis, a doua oară pleci, dacă îl mai faci în halul ăsta. N-am mai luat. Dar trebuie să fie și cineva care să le zică lucrurile acestea. Asta spun, este greșeala antrenorului, pentru că acești oameni, uite, vă mai dau ceva din casă, când am fost atunci la Săftica, am fost să le vorbesc din suflet să facă o echipă. Știți cum se uitau la mine? Se uitau așa, pe genul, a venit și ăsta să ne vorbească. Înțelegi ceva de genul? Eu m-am prins de atunci că ei n-au ce să caute la echipă, ei nu știu ce înseamnă Dinamo. Bă, oamenii ăștia nu știu ce înseamnă Dinamo. Un antrenor cu coloană vertebrală, afară toți, aduc 4 jucători tineri de la Dinamo, că îi găsim și jucăm cu ăia. Bă, jucăm cu ăia că se întâmpla același lucru. Sau riscai și nu se întâmpla. Pentru că acești copii, bă, alergau. Era mai rău decât retrogradam, dacă... Mai rău decât să retrogradez. Nu, asta spun. Adică, băi, oameni, băi, ăștia, în primul rând, n-au respect față de clubul Dinamo, n-au respect de tricou pe care l-au purtat, n-au respect față de suporteri ăștia care în ultimii ani au scos bani din buzunar să-i plătească. N-au respect pentru nimic. Se uitau speriați de bombe acum între stoarzea pe acolo că, domne, ce facem și... Ăștia nici nu știu ce înseamnă peste o lună de zile după ce o să plece de la echipă dacă își mai aducă, bă, am retrogradat Dinamo, așa și... Așa sunt în stare să vorbească. Dar uite, spuneai că tu n-ai dormit în noaptea de după acest meci. Ei cum crezi că au fost? Prin ce stare? N-au dormit de frică, nu de că au retrogradat Dinamo. N-au dormit de frică că suporterii, vă spun eu, am vorbit și eu cu ei. Credeți-mă, indiferent, chiar dacă sună rău, credeți-mă că băieții ăștia nu o să aibă viață multă prin oraș. Eu vă zic la modul cel mai sincer. Viață la... figurat, adică nu da, la da, propriu. Da, nu. Adică, totuși. Nu. Totuși. Nu, la o cafea, dacă se vor întâlni cu suporterii noștri, vă spun, din ce am auzit eu, că nu o să aibă o viață bună să stea la o cafea cu ei. Da, nu deci suntem de acord. Ei au fost aduși la insistențele de DDB și ale suporterilor. Inclusiv cazul lui Stelian Ofilip, din câte mi-aduc aminte. Da, dar asta e o mare greșeală. Iarăși este o mare greșeală. Cu tot respectul pe care l-au făcut suporterii pentru echipă, nu să lăsăm oamenii care se pricep la fotbal, adică, să aducă fotbaliști. Implicarea lor a mers peste o linie. Au depășit linia aia. Trebuie consultați oameni care au făcut fotbal, care se pricep la transferuri. O să-l ascultăm și pe Ionuț Dupescu. A fost și el foarte, nu cu tonalitatea asta, dar a fost și el foarte vehement și a pronunțat și el nume, așa cum ai făcut-o și tu. A vorbit inclusiv de domnul Nicolae Badea, că a avut o vină pentru că Dinamo a ajuns unde a ajuns. S-a referit la Mureșan, la fostul conducător, la actualul conducător, la Zăvoleanu. A fost așa un concurs de factori care au dus. Da, pentru că toți au o parte de vină. Adică eu o văd în primul rând și când a venit Mureșan la Dinamo, nu știu, m-a întrebat cineva și am zis, serios, am zis, ce caută la Dinamo? Ok, a fost la Cluj, a luat un titlu, dar ce legătură are el cu Dinamo? Eu am spus-o tot timpul. Și noi n-aveam, adică o dau din una în alta, cam 100.000 de idei și mă bucur că am venit să vorbesc. Avem atâția oameni care ar putea să vină la Dinamo, vorbim și de generația de dinaintea mea și din generația mea. Păi da, un Lupescu nu putea să vină, nu știu, un Ion Marin, un Cornel Dinu, un Costel Orac, Mateuț, nu știu, sunt foarte mulți oameni care puteau să vină în locul lui. Dar uite foarte că a venit Răduciuiu. Dar nu are ce să facă, nu era, Radu, avem doar de imagine. Radu săracu a venit cu sufletul, el nu știa în ce să bagă, practic. Serios, Radu e un caracter atât de frumos. Dar putere de decizie, nici n-a avut. N-a avut. Adică chiar dacă ar fi vrut el să facă ceva. El că și-a dat seama de fapt unde a venit, cred că s-a luat cu mâinile de cap. L-am văzut și după meci, era atât de dezorientat, chiar și mie îmi pare rău. Până la urmă își leagă numele. E mult spus că își leagă numele, dar uite că l-a prins această retrogradare istorică, l-a prins într-o funcție la Dinamo. Trec și eu de la una la alta, îl văd și pe Daniel că își notează multe idei acolo, să îi dau cuvântul imediat, dar ai pronunțat numele Orac
Știu că a fost un episod înaintea meciului de la Cluj, când legende, gen Orac, gen Gică Mihalie. Da, incredibil, da, au fost, mi-a povestit chiar, chiar Gică, că trebuie să o spunem, am fost la meci și a vrut, a vorbit cu ăsta, cu Urin, care pe mine, Dușan Urin, serios, mi s-a părut atât de, nu știu, atât de rece vorbind, să parcă nici nu îi părea rău că Dinamo a retrogradat. Cred că și voi ați văzut la fel. Păi el a fost acolo, s-a și certat cu Dușan Urin după meci. Adică n-am văzut, un antrenor care să-i pară rău, bă, ați retrogradat o istorie, ați retrogradat niște nume, niște oameni care au făcut istorie pentru clubul ăsta și vii cu un discurs din ăsta. Și apropo, să trecem, au venit fostele glorii să vorbească cu jucătorii, cu toate că jucătorii nu înțelegeau nimic, îi luau la mișto, cum s-au uitat și prin mine. Dar oamenii au venit din dorința de a face bine. Și Dușan Urin a zis, nu veniți că puneți presiune pe echipă. Pe ce presiune? Pe cine să pui, mă, presiune? Pe ce? Că ai numai gloabe. Ăștia nu înțeleg nici de bine, nici de rău. N-au înțeles tot anul, nu înțeleg nici acum. Chiar dacă veneau, nu se întâmpla nimic. Dar tu, Dușan Urin, n-ai voie să le vorbești fostelor glorii așa. Niciodată în viața ta. Da, înainte să ascultăm și pe Lupescu, Daniel. Da, ai fost o mică parte acolo de timp. Da, n-are legătură. Eu vorbesc că cred că lucrurile s-au degradat foarte rău în ultimii 3 ani. Adică ultima perioadă cu Negoiță și apoi transferul de putere către grupul acela spaniol, în care a venit un dezastru. A fost un dezastru, fiasco total. S-a intrat în insolvență, a venit Răzvan Zăvăleanu cu Iuliu Mureșan, administrator. De aici lucrurile au luat, cum să zic, implicarea tuturor, și Gianni a zis foarte bine că a fost o ciorbă. Adică toată lumea hotăra, toată lumea decidea, antrenori, că voi vorbiți de 53 de antrenori, de jucători, să nu uităm că 5 antrenori. Adică 5 antrenori care și etapizate. Adică lucrurile au mers toate împotriva lui Dinamo, pentru că până la urmă știi cum e, îți aranjezi ploile așa oarecum, pentru că toate au fost în defavoarea clubului. Gândiți-vă că s-a început cu interdicție la transferul, jucai cu copiii, da, era Dario Bonetti. La sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, a început să aduci jucători care, bineînțeles, erau jucători neantrenați. După aia ai schimbat antrenorul cu unul intermediar, Colceag. Imediat îl aduci pe Rednic. După aia pe Stoican, în iarnă, fiecare venea cu o strategie, aducea niște jucători, adică clar că a ajuns la numărul ăsta de 53, clar că cineva n-a avut mintea limpede, nu că n-a avut, dar mai ușor să spui, domnule, a fost de vină Zăvăleanu, Mureșan, Badea și nu știu cine. Nu, eu cred că toți la un loc, pentru că până la urmă toți cei care aveau putere sau putere de decizie au fost sub influența unor lideri ai DDB-ului, care lideri, știți și cred că tu știi mai bine, presiunile pe care le făceau la plecarea unor jucători, plecarea unor antrenori, aducerea unor jucători, aducerea unor antrenori. Și lucrurile astea, pentru că nimeni n-a putut să pună piciorul în prag, să spună stop. De ce? Pentru că depindea din echipa, clubul, depindea de banii de la DDB, depindea de anumite avantaje pe care s-a oferit Badea să le facă, dar trebuie luat etapizat. Până la urmă, e un amalgam așa de greșeli și de lucruri care s-au întâmplat, toate împotriva lui Dinamo, care, bineînțeles că, hai să fim serioși, acum 2-3 ani Dinamo trebuia să retrogradeze. Adică numai o chichiță de regulament i-a salvat, au zis, vă aminte, cele două meciuri cu Târgoviște, nu? Care nu s-au jucat. Adică sunt niște lucruri, lucrurile au mers din ce în ce mai rău. Că puteai să faci o selecție. Da, eu cred că aveai o problemă sau puteai să o rezolvi în iarnă, chiar dacă timpul nu îți oferea foarte mult, nu aveai foarte mult timp la dispoziție, dar puteai să aduci niște jucători, pentru că cât de cât s-au dat niște salarii. Dar Rednic a fost dat afară tocmai pentru că a fost acuzat că avea de gând să aducă jucători, da, și fix lucrul ăsta l-au făcut ei. Adică venirea lui Dușan a fost făcută la dorința DDB-ului. Da? Ca și Bonetti. Și l-au împins acolo. În momentul când tu ai o echipă în degringoladă, când trebuie să o reconstruiești oarecum, da? Pentru că
ai început cu copii, ai adus ceva de, ai implementat rapid pentru o lună, două și în iarnă trebuia cum ar veni să o iei de la zero. Trebuia să ai o strategie foarte sănătoasă și atunci trebuie să te gândești, bă, ce antrenor poate să facă lucrul ăsta? Pentru că la noi, aici zic eu că e lipsă crasă de profesionalism, pentru că cine e liber? A, păi nu, stai că-s prieten, stai să-l pun pe la antrenor. Nu, frate, ce vreau eu? Ce se întâmplă la echipă? Păi eu am 10 copii și 4 veterani care, sau jucători cu experiență care nu pot alerga. Și atunci trebuie să mă gândesc, băi, stai puțin, că eu trebuie să construiesc echipa asta. Deci am nevoie de un antrenor care poate construi o echipă. Te rog, Gelica. Și vorbim de un Dușan Urin, de câte am auzit că acum s-aud foarte multe și din păcate adevărat, un Dușan Urin în care el a refuzat preparator fizic, el face, el drege, nu vrea pe nimeni în jur, el era mesia inclusiv în care... Inclusiv doctor, da, nu am înțeles la un moment dat. Un antrenor care n-a câștigat nici măcar pufulez la loto. Da, nu. Nu, Gianni, serios. Gianni. Adică, bă, un antrenor care n-a avut nicio performanță. Bă, nu, nu și care nici nu a avut contract între mandatele de la Dinamo. Nu a avut nimic și a venit de câte ori a fost sunat, el a fost cu bagajelul acolo. Stai puțin, că ai venit de 4 ori la Dinamo. De 4 ori. Gianni, ai dreptate, dar și care e problema? Adică Dușan a fost, clar are niște probleme și el. Și el e vinovat la ce s-a întâmplat. Eu, uite, scuză-mă că te trebuie să nu-mi pierd ideea, scuză-mă. Bă, dar l-a sunat pe Florentin Petre, care e antrenor? Bă, l-a sunat pe omulețul ăla care a antrenat pe la Brăila să chinuie și bă, așa muncește, că e dinamovist și poate să fie antrenor. Și cu echipa asta puteam, nu se știe, cu spiritul ăla, mai aduna câțiva. De ce aducem foștii dinamoviști? De ce nu l-a sunat? Nu știu, Claudiu Niculescu. Retrogradam cu ai noștri. Ce a pățit Claudiu atunci? Că... Asta, bă, retrogradam cu ai noștri și parcă era mai amărât, dar nu știu dacă retrogradam. Bă, a spus mâna pe telefon să-l sunăm pe piticul ăsta. Dar fii atent,